Domnule Bușoi, în curând vom avea un guvern cu putere de pline. După o lungă perioadă de instabilitate politică în România, chiar la această oră au loc audierile miniștrilor în comisiile de specialitate. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la acest guvern PNL, PSD, UDMR? Principala așteptare pe care cred că o bună parte din cetățenii acestei țări este să se asigure acea stabilitate parlamentară și guvernamentală care să rezolve marile crize cu care se confruntă astăzi România, populația, în mod evident criza sanitară, criza COVID, valul al cincilea care amenință întreaga Uniune Europeană și la noi e cu atât mai amenințător cu cât numărul de persoane vaccinate, în ciuda unor progrese evidente din ultimele săptămâni, este încă mic, ceea ce înseamnă că, spre deosebire de Germania, de Austria, de alte țări europene, numărul de cazuri grave și numărul de decese riscă să rămână încă foarte mari. Apoi, sigur, vorbim de creșterea prețului la energie, o amenințare pentru întreaga Uniune Europeană. Sunt președintele Comisiei de Industrie, Energie și Cercetare și este unul dintre subiectele pe care le dezbatem și astăzi în plenul Parlamentului la Strasburg. Voi avea o intervenție în această după-amiază. Aceste prețuri, impactul acestor prețuri va fi diminuat prin măsurile pe care Parlamentul României, la inițiativa Guvernului Liberal, le-a luat acum câteva săptămâni, dar în mod evident acest impact nu va fi zero. Consumatorii vulnerabili vor fi ajutați, întreprinderile mici și mijlocii, toți cetățenii României vor avea un sprijin, dar rămâne problema marii industrii, rămâne problema marilor consumatori, competitivităților și efectului pe care creșterea acestor prețuri le va avea asupra prețului alimentelor și altor bunuri, care în mod evident vor pune presiune pe inflație. Și mai avem o mare provocare, care nu este neapărat o amenințare, dar este o oportunitate și nu o putem rata, aceea de a porni cât mai repede investițiile din PNRR, investițiile cu bani europeni. Cred că aceste trei mari categorii de probleme, plus nevoia de a continua reforma, de a continua modernizarea, investițiile în statul român, reprezintă așteptările cele mai importante pe care și eu, mă rog, direct implicat în interior, partea conducerii Partidului Național Liberal, partea echipei care e responsabil de program, de implementarea unor proiecte cu finanțare europeană, dar sunt convins, nici am văzut mulți cetățeni români, le-au față de actuala guvernare. Actuala de astăzi, mâine, de actuala coaliție, pentru că deja coaliția este o realitate.